Consilierii locali au aprobat ieri în ultima ședință un proiect prin care municipalitatea slătineană intenționează să achiziționeze echipamente medicale de protecție împotriva SARS-CoV-2 pentru toate școlile din oraș. În urma implementării acestui proiect, 16.598 de elevi și cadre didactice vor beneficia de dispozitivele medicale. Primăria Slatina intenționează accesarea de fonduri europene nerambursabile pentru proiectul achiziția de dispozitive medicale prevenție SARS-CoV-2 prin programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Proiectul presupune achiziționarea echipamentelor de protecție medicală de tip măști de protecție, de tip dezinfectanți, de tip combinezoane și alte echipamente, precum mașini de spălat și aspirat pardosel, sistem pentru detectarea temperaturii, aparat purificare aer, tablete clorigene sau lampă de sterilizare cu UV, astfel încât se impune dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ. Pentru acest proiect, Primăria Slatina intenționează să acceseze fonduri europene, iar valoarea lui este de 28 de milioane de lei.